Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, sunt Adi Dobre și vă spun bun găsit la CSMB TV. Vă anunț încă din start faptul că ne puteți urmări pe canalul nostru de YouTube și pe pagina de Facebook a Clubului Sportiv Municipal București. Mâine încep la Glasgow, în Scoția, campionatele europene de atletism indoor. Avem și noi 4 sportivi acolo și tocmai de aceea astăzi vom vorbi despre atletism cu un invitat mai mult decât special, dar haideți să vedem mai întâi știrile. Echipa feminină de handbal a Clubului Sportiv Municipal București va da piept sâmbătă în deplasare cu formația Crim Ljubljana într-o partidă contând pentru etapa 5-a, penultima a grupei, a doua a main roundului Ligii Campionilor. Confruntarea Crim CSM București e programată de la ora 16 ora României la Ljubljana și va fi transmisă în direct de Digisport și Telecom Sport. CSM București e deja calificată în sferturile de finale ale Ligii Campionilor, cea mai importantă competiție intercluburi din lume. În ultima etapă a grupei a doua, atât Crim cât și CSM au pierdut. Campioana Sloveniei a pierdut duelul din deplasare cu Vipers Cristian Sand 21-29 după o primă repriză foarte echilibrată, încheiată la egalitate 14-14. Tigroaicele au pierdut derbul cu Gheorghe de la Sala Polivalentă din capitală, scor 25-27, la pauză 10-14. Partida a fost una echilibrată, Gheorghe impunându-se după un final gestionat perfect. Alături de Cristina Neagu și Amanda Curtovici, accidentate de mai multă vreme, a stat în tribună și Sabina Jacobsen, care a devenit indisponibilă în ultimul moment. Echipei noastre i-a lipsit de asemenea Maida Mehmedovici. Fără 4 dintre cele mai bune jucătoare ale sale, campioana României s-a luptat de la egal la egal în multe momente ale jocului, determinarea și spiritul de sacrificiu impresionându-i pe spectatorii care au luat cu asalt sâmbătă Sala Polivalentă din capitală și care la final le-au aplaudat pe fetele lui Dragan Giuchici. După meciul de la Ljubljana pentru Tigroaice urmează confruntarea de pe teren propriu cu Thuringer, programată vineri 8 martie la Sala Polivalentă din București. Prima campanie din istorie în Liga Campionilor la volei. Echipa feminină de volei a Clubului Sportiv Municipal București a încheiat aventura europeană marți seară la Sala Polivalentă din capitală. CSM București a pierdut confruntarea cu Fenerbahçe și Istanbul, formație care, grație acestui succes, a încheiat pe primul loc în grupa E, din care au mai făcut parte Dinamo Moscova, campioana Rusiei, și Hemic Police, campioana Poloniei. În ciuda înfrângerii 1-3, campioana României a dat o replică foarte bună mașinăriei de volei numită Fenerbahçe, care s-a văzut nevoită să tureze motoarele la maximum pentru a se impune la București. CSM București, echipă pregătită de Ferhat Akbaş, a încheiat astfel grupa E pe locul 3, după Fenerbahçe și Dinamo Moscova, dar înaintea polonezelor de la Hemic Police. Victorii pentru dansatorii de la CSM București la Festivalul Copiilor. Concursul de dans sportiv Festivalul Copiilor, desfășurat în acest weekend la Sala Apollo din capitală, a reprezentat un nou prilej de a se evidenția pentru sportivii de la CSM București. Evoluțiile bune și foarte bune ale dansatorilor noștri le-au adus acestora un loc întâi la Open Basic Senior prin perechea Alina Grecu, Andrei Buzică, un loc 2 la clasa D Latino Tineret și Senior pentru Alexandru Dabu, un loc secund pentru Justin Vicovan la cea mai puternică secțiune din concurs Open Latino Senior. Început promițător la noua categorie sub 18 ani pentru tandemul Camelia Olteanu-Cristian Dragne. Cei doi s-au plasat pe locul 2 la Open Standard și s-au impus la Open Latino. Bronz la campionatele naționale de judo. Prezenți în weekend la campionatul național individual de judo sub 18 ani, sportivii Clubului Sportiv Municipal București au avut prestații bune. După un loc 5 ocupat de Naomi Marin, Francesca Maria Corneliu și Larisa Badea au cucerit bronzul. Deși sunt încă junioare 3, Naomi Marin și Francesca Maria Corneliu au luptat cu sportivi mai mari decât ele, evoluțiile lor fiind cu adevărat remarcabile. 9 tigri la echipa națională de rugby. Stafful echipei naționale de rugby a României a stabilit lotul lărgit pentru următoarele 3 meciuri din Rugby Europe International Championship, lot din care fac parte numai puțin de 9 componenți a echipei CSM București. Astfel, Alexandru Gordaș, Vasile Bălan, Iulian Hartic, Adrian Ion, Tudorel Bratu, Nicola Sonuțu, Florin Vlaicu, Cosmin Iliuță și Tanjimana Vonovai pregătesc meciul cu Spania, programat duminică 3 martie la Madrid, alături de stejar. Reunit duminică 24 februarie, lotul României a plecat luni în Franța, la Colomie, acolo unde se va pregăti până la meciul cu Spania, care se va disputa la Madrid. Victorie pentru basketbaliștii juniori.
Echipa de basket sub 18 ani a Clubului Sportiv Municipal București își continuă marșul spre turneul final al campionatului național. În acest weekend, echipa pregătită de tandemul Sorin Dragomirescu-Adrian Petreanu a învins formația Clubului Sportiv Școlar 4 Lumina București, scor 84-67, într-o partidă disputată la sala Federației Române de Basket și care a contat pentru ultima etapă a turului fazei a doua a campionatului național. Juniorii sub 18 ani ai clubului nostru se vor confrunta la sfârșitul acestei săptămâni cu echipa Colegiului Național Aurel Vlaicu. Tot în weekend, formația sub 15 ani a Clubului Sportiv Municipal București, pregătită de Elena Stan și Radu Costa, va da piept cu ACS 4 Sports București și cu Dinamo București, meciuri contând pentru al doilea turneu din faza secundă a campionatului național. Sâmbătă vor evolua și juniorii sub 16 ani pregătiți de Dan Dacian și Ciprian Enache. Echipa noastră se va deplasa la Blejoi, lângă Ploiești, pentru un meci cu Sevlar Ploiești și va încerca să bifeze al treilea succes consecutiv. Patru sportivi de la CSM vor fi prezenți la Europenele de atletism. A 35-a ediție a campionatelor europene de atletism indoor se va desfășura în acest weekend la Glasgow. Clubul Sportiv Municipal București este reprezentat la primul mare eveniment al atletismului mondial din 2019 de patru sportivi. Aceștia sunt Alina Rotaru la săritura în lungime, Andreea Micloș la 400 de metri, Bianca Răzău la 800 de metri și Andrei Gag la aruncarea greutății. Cei patru s-au evidențiat și la campionatele naționale de atletism de la începutul acestui an de la București, unde au arătat o formă foarte bună. Acesta este și motivul pentru care Alina Rotaru, Andreea Micloș, Bianca Răzăr și Andrei Gag au plecat spre Glasgow cu gândul la medalii. Am văzut împreună știrile și vă promiteam, înainte de buletinul de știri, faptul că vom vorbi despre atletism, pentru că mâine la Glasgow încep campionatele europene de atletism indoor. A 35-a ediție a campionatelor europene indoor de atletism. Avem și noi patru sportivi. Vom vorbi despre fiecare în parte cu un invitat super special. Este vorba despre marele campion Marian Oprea, eternul și fascinantul Marian Oprea, cum îmi place mie să spun. Bun venit, Marian! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Este prima oară, nu? Da, în emisiunea noastră este prima oară. Sper că n-ai emoții, că aici nimeni n-are emoții. Eu am emoții. Se împlinesc 20 de ani de la primul tău concurs important. 20 de ani. O viață de om. Da. Îți mai amintești? Sigur că da. Ia, povestește-ne. Care a fost primul tău concurs? Eu știu că l-am notat. Primul concurs important a fost în Polonia, la Bydgoszcz. Campionatul mondial de cadeți se numea. Și spun asta pentru că anul trecut, dacă nu mă înșel, sau acum 2 ani, a fost ultima ediție. Au considerat că nu este oarecum necesar, probabil, acest fel de competiție. Iar la vremea respectivă era prima ediție. În 1999 era prima ediție a campionatului mondial de cadeți, la care am participat și eu și, din nefericire, ca și debut internațional, a fost un eșec, pentru că am terminat pe locul 4. Locul 4 fiind considerat o tragedie. Pentru un sportiv. De către noi în general, pentru că ești la limita podiumului, da. Și bineînțeles că orice competiție importantă, internațională, are ca target o medalie. A fost, sentimental vorbind, un eșec, dar o experiență foarte plăcută și un început, zic eu, destul de bun pentru ceea ce urma să fie cariera. Asta nu trebuie să spun. A fost un eșec care a prevestit aurul din anul următor, de la campionatele mondiale, da. De junior. Campion mondial. Ce înseamnă să fii campion mondial? Ce ai simțit atunci? Vedeți, noastră, competițiile de juniori, întotdeauna am avut o, să zic, o perspectivă diferită. Bineînțeles că te bucuri de absolut orice moment important din... La vremea respectivă nici nu poți să o numești carieră sportivă. Te bucuri de faptul că te poți antrena, te bucuri de grupul din care faci parte, pentru că, într-adevăr, eram grup destul de mare, de experiențele, toate experiențele pe care le aveam, nu numai în materie de pregătire și de antrenament, ci și viața socială, școala, pentru că toate erau foarte integrate. Toată această viață era destul de integrată și decurgea foarte frumos pentru un tânăr, pentru un adolescent. În momentul în care luam parte la competiții importante și îmi amintesc că eram mult mai numeroși la vremea respectivă și obțineam majoritatea dintre noi rezultate bune, era o satisfacție foarte mare a noastră, a tuturor. Dar totdeauna am avut, așa am fost crescut și educați, am avut o perspectivă mai îndepărtată
Și competițiile de juniori, chiar dacă am avut rezultate foarte bune, nu au reprezentat un target în sine. Întotdeauna am fost educați și ni s-a direcționat atenția spre competițiile din viitor, spre cariera de sportiv la nivel de seniori. Și ne bucuram, dar nu ni se părea ceva extraordinar în sensul că am realizat un lucru foarte mare și suntem în vârful lumii. Era pur și simplu parte din activitatea noastră. Iar educația ta a dat roade pentru că ai luat medalii la toate competițiile majore. În această probă de triplu salt, pentru că am uitat să... Poate sunt privitorii care nu știu în ce probă ai concurat, dar triplu salt, ai luat medalii la campionatele europene indoor, campionatele europene în aer liber, campionate mondiale, jocuri olimpice. Da. Ce-și poate dori mai mult un sportiv decât să fii medaliat la toate aceste... Care e cea mai dragă medalie sau care e, să spunem, toate au istoria lor? Bineînțeles. La o simplă interpretare ne luăm după strălucirea medaliei sau după importanța competiției respective. Dar în același timp sunt competiții, eu am trecut prin astfel de experiențe, competiții care nu se ridică la nivelul Jocurilor Olimpice, dar așa strânsă este competiția în sine și rezultatele la un nivel foarte mare, încât ar putea detrona o competiție ca Jocurile Olimpice. Eu am trecut prin această experiență la un campionat european indoor, exact acel care urmează să înceapă mâine, în urmă cu 8 ani, unde nivelul competiției a fost fantastic, neașteptat, de fapt, pentru nimeni, pentru noi care concuram și nici pentru cei care erau în jurul nostru, antrenori și tot stafful. Pentru că ceea ce știam noi în materie de rezultate pentru un campionat european a fost depășit extraordinar de mult. Și aceasta este o întâmplare unică, la fel de importantă. Când iei o medalie la un campionat european, este o realizare. Când acea medalie vine cu un rezultat extraordinar, este o altă satisfacție, bineînțeles, la îndemâna celor care cunosc detaliile probei și detaliile sportului respectiv. Întorcându-ne la campionatele europene de la Glasgow, avem de la CSM București 4 sportivi. Alina Rotaru la lungime, Andreea Micloș 400 de metri, Bianca Răzăru 800 de metri și Andrei Gag la aruncarea greutății. Hai să luăm pe rând. Ce șanse au Alina Rotaru la lungime? E o probă care e verișoară cu triplu saltul, să spun da, așa. Sunt rude. Da. Eu cred că oricare dintre sportivii noștri au șanse reale la această competiție. Toți au rezultate foarte bune în cariera lor. Anul acesta sunt, dacă nu mă înșel, toți au fost foarte aproape de recordurile lor personale. Într-o competiție de acest nivel și mai ales de sală, pentru că sunt diferențe între campionatele, oricare fie ele europene sau mondiale, de sală și de aer liber. Într-adevăr, în lumea noastră este considerată o oportunitate un campionat european de sală. Sunt abordări diferite ale sezonului, sunt abordări diferite ale întregului an, pentru că mai sunt competiții foarte importante și în vară. Iar sportivii noștri, atleții noștri, au rezultate foarte bune în acest sezon, așa cum am spus, aproape de rezultatele lor personale. Asta, din punct de vedere teoretic și nu numai, îi îndreptățește să... Adică îi clasează pe o poziție foarte bună în această competiție. Bineînțeles că ca în orice altă competiție, depinde de ziua respectivă. Dar, de când te trezești, nu? De când te culci, spun eu. Exact. O seară înainte, spune pentru că este foarte important ce se întâmplă și exact, starea în care te odihnești, te relaxezi, corect. Totul va decurge în aceeași măsură și în următoarea zi. Dar sunt experimentați, atât Andrei cât și Alina, și Bianca experimentați în astfel de competiții și eu sunt convins că vor avea rezultate bune și au șanse foarte bune chiar și la obținerea unor medalii. Bineînțeles că o competiție de asemenea învelgură vine și cu surprize. Sperăm că și atleții noștri să aibă parte de surprize plăcute. Hai să întoarcem un pic în timp. Când ai început cu atletismul? În 94. Și de ce atletism? De ce nu altceva? Ți-a plăcut? Ai făcut și alt sport? Am făcut cam toate sporturile. La nivel destul de mic. Atletismul a fost pur și simplu
o întâmplare. Și ceea ce, cum îmi place mie să spun altfel, este că eu n-am avut nicio idee despre atletism, niciodată, până la primul contact. Și n-am ales să fac atletismul sub nicio formă, pur și simplu atletismul m-a luat pe mine din curtea școlii și m-a dus pe stadion. Atletismul, când spun asta, mă refer la doamna Doina Anton, antrenoarea care m-a descoperit și care mă pregătește și în prezent. Aveți o relație de lungă durată. 25 de ani, mai exact. Da, extraordinar. Da. Trebuie să spunem că ai început la Pitești, nu? Da. Orașul tău natal, da. Un oraș în care anual au loc Jocurile Balcanice, Campionatele Balcanice de Atletism și un punct important pe harta atletismului românesc. Ce se mai întâmplă? De-a lungul timpului, mulți atleți au fost descoperiți și creați în zona Argeșului, mai corect spus. Ce se întâmplă acum? Se întâmplă exact același lucru care se întâmplă peste tot în țară. Nu face niciun oraș, cu atât mai puțin Piteștiul, vreo excepție în sensul ăsta. Cred că nu mai este sportul un domeniu atât de atractiv. Din toate punctele de vedere, nu atractiv, pentru că este o corelare foarte puternică. Mi se pare destul de greșit, să nu folosesc alt termen, să spunem că o anumită categorie sau niște copii sau oamenii, să zic, părinții prin copiilor, nu mai sunt atrași de sport în general sau de vreun sport anume. Mi se pare puțin greșit și eu cred că tot contextul duce la interesul general pe care îl avem în momentul de față vis-a-vis de sport. Dacă n-ai fost atletismul, ce ai fi făcut? Ce te-ai fi văzut? Fotbalist? Handbalist? Nu. Paradoxal, nu m-am văzut niciodată sportiv. Adică nici măcar nu, în afara faptului că jucam în echipa școlii, am jucat și handbal și basket, mergeam la cross-uri de fiecare dată de când se organizau și mai erau competițiile între școli, fără a practica vreun sport anume, doar pentru faptul că eram prezent, pentru că era obligatoriu la vremea respectivă, eram prezent constant la cele minim două ore de educație fizică și sport și doamna dirigintă pe care o avem la vremea respectivă era profesor de sport, mă capta această activitate, dar fără a mă considera sportiv. Și așa au decurs lucrurile sau introducerea mea cu sportul, așa a fost. Dar în afara școlii, să spun, niciodată nu am crezut sau mi-aș fi dorit să fiu neapărat sportiv. Mai degrabă mă vedeam polițist sau pompier sau chiar și preot, pentru că asta era, mă rog, o parte a culturii la vremea respectivă. Ce calități trebuie să aibă un triplu saltist pe care nu le are sau pe care nu le dezvoltă altfel? Într-adevăr, triplu saltul este o probă, să zic, puțin mai diferită față de celelalte probe prin complexitatea sa. Dar în primă fază eu cred că orice atlet, indiferent de probă, trebuie să aibă niște calități destul de bine determinate sau destul de pregnante. Native, scuză-mă. Native, pentru că ceea ce urmează a se construi pe un sportiv, pe un atlet, are la bază calitățile sale native. Nu poți să creezi ceva sau să dezvolți o calitate care aproape că nu există într-o persoană. Vis-a-vis de triplu salt, eu cred că cel mai important aspect sau cea mai importantă calitate este motricitatea generală. Adică capacitatea de a putea schimba dintr-o acțiune, dintr-un fel de acțiune, să treci la alt gen de acțiune. Și aici mă refer să poți dintr-un nivel de alergare destul de ridicat să schimbi în două, să nu zic chiar trei feluri de sărituri. Lucru care la un anumit nivel cei mai mulți atleți îl pot face, dar la un nivel puțin mai ridicat devine cum îmi place mie să spun, un sport total diferit și aici se triază numărul atleților. Ai o carieră extrem de lungă. Eu te-aș compara așa cu Marian Drăgulescu de la gimnastică, care la fel nu vrea să renunțe. Ai 36 de ani și jumătate. Spune-mi în lume, câți sportivi la acest nivel au această vârstă?
Au fost de-a lungul timpului destul de mulți atleți care au concurat la această vârstă și cu rezultate notabile. Asta este unul din avantajele mele, pentru că încă de pe vremea când aveam 19-20 de ani, concuram cu triplusaltiști care aveau peste 35 de ani. Și aveau, așa cum am spus, un nivel considerabil. La nivel mondial erau tot timpul în top 10, să spunem. Și nu pot să spun că îi admiram, dar a fost un fel de educație pentru noi toți, pentru generația mai tânără. Și a rămas acest lucru ca un lucru normal. Ceea ce la noi este privit, la noi mă refer în România, este privit exact opus. După o anumită perioadă de timp sau după o anumită vârstă, și această vârstă în general e destul de scăzută, ești considerat automat, involuntar, un sportiv terminat din punct de vedere al carierei. Ceea ce, și această vârstă nici măcar nu e peste 30 de ani, sub 30 de ani, asta din propria experiență și ce am observat de-a lungul timpului. În momentul de față, că tot vorbim de campionatul european care urmează să înceapă, în proba de triplu salt, pe lista de start din cei 20 de concurenți, este un italian care are 42 de ani. Deci la 42 de ani concurează la campionatul european, ceea ce, într-adevăr, este o excepție, nu e o normalitate. Dar când există excepții în jurul vârstei de 40 de ani, nu mi se pare nimic imposibil să faci la 35, 36, 37. Trebuie să spunem că la europene, la mondiale, la Jocurile Olimpice, nu ajungi doar că ești numărul 1 în țara ta, nu? Nu. Există baremuri, asta trebuie să înțeleagă. Există un criteriu destul de clar de calificare, ca în orice sport. Nu ajunge, da. Nu ajunge nimeni pe ochi frumos sau pe tragere la sorți, se ajunge doar pe bază de rezultate. Ia spune, Marian, care este secretul longevității tale? Dacă există vreun secret. Eu zic că sunt niște reguli probabil, pe care ți le-ai impus. Te ascult. Sunt, într-adevăr, e vorba și de stil, a spune eu, nu neapărat reguli. Nu cred că există un secret anume. Consider că este foarte important materialul genetic. De-a lungul timpului am trecut, ca orice alt sportiv cu o carieră destul de lungă, prin mai multe aspecte, să le spunem, neplăcute, dar normale în același timp, ale sportului de performanță. Și mă refer aici la accidentări, diverse forme. Și, sau starea generală, ce presupune starea generală a unui sportiv de performanță, contrar percepției generale și contrar, eu știu, aparențelor, de multe ori înșelătoare, starea generală presupune, a sportului de performanță și de înaltă performanță, presupune mai multă durere decât plăcere. Am constatat că am un grad destul de ridicat de suportabilitate a durerii de-a lungul timpului și nu mă oprește destul de ușor. Chiar dacă am trecut prin unele situații care au fost oarecum critice pentru orice sportiv și cu recomandări diverse de încheierea carierei. Dacă acord suficient de mult timp și ai tăria necesară, psihică, bineînțeles, să mergi până la capăt și te ajută oarecum, să zic, construcția ta generală, nu sunt lucruri, să zic, imposibil de făcut. Acordându-le suficient timp și suficientă atenție și, bineînțeles, determinarea pe care o ai, poți merge destul de, cu o mare certitudine, zic eu, mai departe. În afară de asta, nu am, eu cel puțin nu am sesizat niciun lucru care să fie considerat unic. Într-adevăr, am noi, pentru că niciodată n-a fost vorba de mine, cu antrenorul meu și cu oamenii care am colaborat de-a lungul timpului, am avut această percepție și această setare vis-a-vis de carieră sportivă. Cât consideri și cât simți că o să obții plăcere și ai plăcere să faci acest lucru, e bine să mergi mai departe. Și ca o normalitate pentru noi, a spune eu. A
Ai avut vreun moment în care ai spus gata, nu mai continui, m-am săturat? A fost vreun moment din ăsta critic? Am avut un singur moment în care am zis că trebuie să mă gândesc. Când a fost asta? Și mi-am acordat o perioadă de timp. Asta a fost după Jocurile Olimpice de la Rio în 2016. Și din cauza contextului a trebuit să am aproape vreo lună jumate, spre două luni de repaus, din cauza problemelor la spate pe care le aveam, le am în continuare, dar atunci se manifestau. Și am zis că am să mă folosesc de această perioadă să mă și gândesc sau să mă hotărăsc dacă voi lua vreo altă decizie. După o perioadă de timp când am început să mă simt aproximativ normal din punct de vedere fizic, dintr-un oarecare instinct, într-o dimineață, după ce mi-am băut cafeaua, m-am dus, m-am îmbrăcat și am plecat la alergare prin pădure. Atunci mi-am dat seama că nu... Adică a fost momentul în care m-am hotărât că nu are niciun rost să mă opresc atâta timp cât ceva încă mai mă cheamă, și acel ceva nu era un automatism. Pentru că ieșisem complet din ceea ce însemna program de pregătire, pregătire competițională sau pregătire generală. Eram în afara oricărei practici sportive, dar pur și simplu am simțit că trebuie să fac asta. Și a doua zi m-am prezentat pe stadion. Deci o întrebare, Marian, cât vei mai continua, nu și-are rostul. Nu și-are rostul, da. Ok, de-aia nici n-am pus. Nu. Marian, sincer, cred că n-ar trebui câteva ore așa să discutăm despre toate aspectele atletismului. Spune-mi, ce înseamnă pentru tine CSM București? În momentul de față este, într-adevăr, de-a lungul timpului am trecut prin ograda mai multor cluburi și de obicei făceam acest lucru prin colaborări. În momentul de față, excluzându-se această posibilitate de a fi colaborări duble legitimări, așa cum le numeam noi și le numim în continuare, a trebuit să aleg cea mai bună variantă din perspectivă sportivă. Și mie mi se pare, așa am considerat și momentul în care am venit la CSM și consider în continuare, este clubul care se ridică și poate în momentul de față să susțină ceea ce înseamnă în adevăratul sens al cuvântului performanță sportivă. Sper ca mult și celelalte cluburi sau alte cluburi să poată, pentru că e vorba, bineînțeles, și de posibilitate să urmeze acest exemplu. Drept urmare, prea puțin contează ce sentimente sau ce părere exprimăm noi. Anul trecut, după cum bine știm, a fost clubul care a avut cele mai bune rezultate, cel puțin la secția noastră, și lucrurile acestea cred că vorbesc de la sine. Recunoscute de Federația Română de Atletism, nu? Da. Titlul de cel mai bun club. În această probă de titlu salt, dragăție, uitându-te așa în spate, vine ceva în spatele tău? Referai stic la sportiv. Întotdeauna vine ceva. Este adevărat că în ultimul timp, odată ce numărul practicanților se reduce, indiferent de sport, același lucru se întâmplă și la atletism, să nu uităm, totuși sunt multe probe în atletism. Când se reduce numărul practicanților, asta înseamnă că foarte multe probe au de suferit în totalitate, în primul rând, și în al doilea rând, celelalte probe nu au la fel de mulți practicanți. Este destul de dificil când nu ai o bază mai largă de selecție, și nu mă refer să faci o selecție, să aduci oamenii să practice, să faci o selecție pentru probele respective, pentru că toți începem cu atletismul în general. Individualizarea pe probe sau specializarea are loc undeva mai târziu. Deja ești introdus în totalitate în ceea ce înseamnă atletismul. Ai trecut prin majoritatea probelor. Când ai acest număr de oameni, este destul de atleți, este destul de redus, este foarte dificil să faci specializări. Și acest lucru se întâmplă în momentul de față. Vin tineri din spate, dar sunt din ce în ce mai puțini. Când sunt din ce în ce mai puțin, clar că și raportul calității este destul de redus. Ultima întrebare. După ce vei încheia cariera de sportiv, peste 10 ani așa, te vezi antrenor? Nu m-am gândit niciodată serios la aspectul acesta. Prefer să...
să lași timpul? Nu neapărat. Să mă bucur în momentul de față, să încerc să mă bucur cât pot de mult și să mă implic cât pot de mult, din toate punctele de vedere, în ceea ce fac în momentul de față. Într-adevăr, mi-ar plăcea și sper să pot face asta, să rămân, indiferent cum, să rămân conectat la ceea ce am făcut timp de 25 de ani, și anume la sport. Dar în momentul de față mi-ar fi greu să spun ce anume o să fac. Sper că voi rămâne implicat totuși în atletism sau în sport, în general. Marian, mă prea îți mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Și îți urez succes în continuare. Și am zis așa, peste vreo 10 ani când te vei lăsa, vedem noi ce facem. Mulțumesc încă o dată. Cu mare drag, mulțumesc și eu. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Urmează programul competițional și vă reamintesc faptul că ne puteți urmări pe canalul nostru de YouTube și pe pagina de Facebook a Clubului Sportiv Municipal București. Până la următoarea noastră întâlnire, nu uitați să faceți sport!